doamne profesoare, dragi colegi, după frumoasa și înălțătoarea liturghie la care am avut bucuria să particip, continuăm acum cu liturghia de după liturghie, care este, sigur, un alt, să spunem, are o altă semnificație, punctând tocmai această legătură și continuitate între ceea ce face biserica și ceea ce face școala. Eu sunt profesor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și predau în același timp și cursul de pedagogie și alte cursuri care țin de Științe ale Educației la Facultatea de Teologie. Lucrez de foarte mult timp cu studenți la teologie, cu profesori de religie și sunt foarte apropiat, cunosc din interior, ca să zic așa, activitatea noastră, preocupările, întrebările, problemele pe care le aveți și mă declar solidar cu ceea ce faceți dumneavoastră, cu ceea ce întreprindeți dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că această topică a educației religioasă mi-a fost dragă de la bun început. Am abordat-o chiar de timpul studenție, dar am aprofundat-o la nivelul tezei de doctorat, care s-a întâmplat, s-au spus chiar de ce în acel moment. Și aș vrea de asemenea să pun în evidență faptul că aceste probleme actuale, care au început de un an și ceva, au acutizat cumva statutul și, mă rog, continuitatea pe care religia, ca despre studiul, a avut-o, cel puțin până mai ieri. Și din acest motiv, cunoașteți cu toții ce s-a întâmplat, mă atașa și mai mult față de această problematică, pentru că e nevoie ca, pe lângă profesorul de religie, să aibă ceva de spus și pedagogii, să spunem, laici, în momentul de pedagog laic, exponent al pedagogii, să spunem, academice, dar care nu poate să nu vadă că tot ceea ce înseamnă educație și reflecție despre educație și are sorgintea în dispozitivul acesta religios și în ce ne privește în referințele biblice, în Sfânta Tradiție, pentru că investigând marele teme, principiile pedagogice, care, mă rog, caracterizează educația contemporană, toate își au sorgintea în tezaurul acesta spiritual, caracteristic creștinismului. Și în istoria pedagogiei, dar și în educația religioasă, cărți pe care le-am scris, am încercat să etalez aceste izvoare care trebuie să fie îmbrățișate, nu numai de dumneavoastră, dar și de pedagogia laică. Acestea fiind spuse, voi trece la expozeul meu, care are capitolul complementaritate și continuitate dintre școală și biserică, în ce privește formarea religioasă. Sigur, nu este greu de constatat faptul că educația, ca procesualitate, a început și s-a continuat în biserică, în tinda bisericii. O astfel de realitate nu poate fi uitată, nu poate fi nici măcar comentată. Sigur că, la un moment dat, din tracțiuni din pragmatic, să spunem, cele două tipuri de activități s-au specializat și sigur că au avut ca promotori și ca actanți principali, pe de-o parte în biserică, sacerdotul, preotul și, sigur, la nivelul școlii, corpul profesoral, care, sigur, la început a fost cumva detașat, să spunem, din biserică, didascul pe care noi îl știm, dar care, la un moment dat, a trebuit să se formeze și să acționeze în alte cale decât cele inițiale. Lucrul acesta s-a întâmplat și în alt orizont de acțiune sociale, încât e un proces firesc care, sigur, trebuie să luăm ca atare. Dar această, să spunem, despărțire
între ghilimele. Nu a fost o despărțire, pentru că chiar din punct de vedere tot logic spațial, biserica în scala patron o găsim mai peste tot, lângă biserică, la câțiva metri. Sunt comunități în care cele două instituții sunt foarte aproape. La mine în sat, de pildă, școala e la câțiva metri de biserică. A existat cândva un gard despărțitor, pentru că așa au fost vremurile, dar acum există o dinamică și o trecere fără niciun fel de îngrădiri dintr-un loc în celălalt. De asemenea, trebuie spus că acțiunea de formare are loc atât în biserică, cât și în școală. Ce vreau să spun? Că orice învățătură, și mă refer de bună seamă la învățătura creștin-ortodoxă, se perpetuează prin credincioși învățați, luminați, care se raportează la religia proprie în cunoștință de cauză. Nevoie și de o informare, dar și de o formare corespunzătoare, ori acest lucru se poate realiza și în biserică, și în școală. În biserică, sub forma catehizării, sau prin acțiuni specifice acestui mod de a face educație, și în școală, prin intermediul educației religioase, atenție, educația religioasă care se realizează în principal prin disciplina de studiu religie, dar și prin alte discipline, pentru că știm prea bine că și perspectiva interdisciplinară este benefică și poate să integreze, mă rog, pas cu pas, în anumite momente secvențial, progresiv și alte elemente ale cunoașterii care se cuplează până la urmă prin referințele acestea date la religie ca disciplină de studiu. Ambele procese au ca obiectiv formarea noastră în ce privește cunoașterea, interiorizarea și concretizarea la nivel comportamental acestor valori. Pentru că nu e suficient numai să le știm, să le declamăm, e imperios necesar să le și explicităm prin conduite, da? Prin atitudine, prin valorile pe care noi le interiorizăm. Sigur că cele două parcursuri sunt, mă rog, asemănătoare, putem identifica și elemente comune, dar în același timp și aspecte care țin de specificitate. În cele ce urmează, eu voi încerca să trec în revistă aceste continuități și specificități, pornind la o serie de repere pe care mai întâi le enunț, sunt 11, pe care voi poposi puțin la fiecare criteriu în parte. În primul rând, analizăm cele două procese formative din perspectiva finalităților și obiectivelor care caracterizează cele două parcursuri de formare. Doi, modalitatea, pardon, cadrul în care se desfășoară acțiunea de formare, dar se descarcă cadrul spațiu-temporal, în acest sens folosesc termenul de cadru. Trei, modalitatea dominantă de relaționare. Pe de o parte avem relația duhovnic-ucenic sau preot-enodea și la nivelul catehezii, pe de altă parte avem relația pedagogică care se schimbă între profesor și el, la nivelul școlii. Patru, statutul și importanța simbolică a formatorului, pentru că cei doi actanți au poziții oarecum diferite. Sunt și situații când unul și același actant îmbracă ambele statute. 5. Destinatarii pe care vizează formarea spirituală, deci publicul pe care îl avem în vedere. 6. Principiile care stau la baza catehizării și, de asemenea, la baza educației religioase. 7. Conținutul de valori, adică ce se transmite, tezaurul de valori, de cunoștințe, de atitudini care se formează, comportamente și așa mai departe. 8. Strategiile și metodele cu caracter didactic care se pun în operă în cele două situații. 9. Gradul de autonomie a formaților.
pardon, formatorilor și a formaților, deopotrivă, deci și a celor care fac educație și a celor care primesc educația. De asemenea, 10, modalitățile de realizare a feedback-ului, cum luăm act de calitatea rezultatelor, da? Cum evaluăm eventual, cum îmbunătățim parcursul de formare. Și 11, raportul față de cult. Pe de o parte a educației religioase, a religiei ca disciplină de studiu și respectiv a catehezei. Înainte să dea trece în revistă cele 11 criterii, foarte pe scurt, rău, vedeți că eu am un spirit așa mai academic, recur la definiții, la clasificări, la enumerări și la mai departe. Ce este educația religioasă, ce este cateheza? Ca să, mă rog, avem niște definiții de lucru, de pornire, ca să putem opera în continuare. Educația religioasă este acea acțiune care, sigur, noastră o tutelați, pentru cum știți, e o activitate directivată prin palierile acestea, să spunem, legale, juridice. E un act deliberat, noi ne pregătim pentru asta, proiectăm activitățile, le anticipăm mental și care au ca obiectiv informarea, culturalizarea și modelarea personalității umane în conformitate cu valorile religioase. Aici aș vrea să spun următorul lucru, că e bine să ne asumăm două principii. Primul principiu, valorile religioase, în cazul nostru creștin ortodoxe, au rolul de a defini persoana din perspectiva aceasta valorică. Este foarte important ca noi să construim în școală această identitate spirituală, pentru că altfel apare dispersarea, mai târziu apare această decentrare valorică, e un pericol permanent, ori axul religios este foarte important în formarea, în formatarea unei personalități care nu se lasă, știu eu, disipată, nu se lasă mișcată atunci când cineva încearcă să îl bloce din starea aceasta firească. Deci și pentru individ și pentru comunitate, referința religioasă este prioritară. Sigur, mai este și palierul lingvistic, palierul istoric, palierul geografic, dar axul acesta religios, care ține mai mult de intimitate și de credința persoanei, trebuie format din timpul școlii. Și o a doua axiomă este următoarea. Este bine ca formarea religioasă să se facă, mă refer la educația religioasă, la religie, să se facă într-o perspectivă confesională. Și mai apoi, eventual, îl deschidem pe copil și către alte registre spirituale. Dacă îl deschidem dintr-un început, într-o perspectivă inter- și plurireligioasă, pluriconfesională, există riscuri ca el să se dezorienteze, să se destructureze, nu? Să se agațe de elemente care nu sunt specifice modului lui de a fi și care nu caracterizează valorile de referință de care face parte. Eu credez, am și publicat, știți prea bine, articole în acest sens, credez că într-o educație confesională în școală. Nu istoria religiilor, nu filozofie, poate mai târziu, la nivel de liceu, anumite teme, pot fi gândite într-o astfel de perspectivă, dar principiul de bază, concordanță cu care gândim programele școlare și manualele, trebuie să fie principiul acesta, sau centrarea confesională. Punct. Sigur, e necesar, e bine să cunoaștem și despre alții, despre vecinul de peste drum și despre cel din altă țară, așa mai departe, dar până acolo, e bine să-l introducem pe copil în religia de bază. Prin aspectul dogmatic, ritualic, social și așa mai departe. Tot ce caracterizează religia respectivă trebuie să fie adus în școală, într-un mod metodic, într-un mod deliberat, într-un mod structurat, într-un mod disciplinat. Și cateheza.
Cateheza e un exercițiu formativ care se realizează și la evidență, la lecții, mai ales la părinți, în interiorul școlii, în perimetrul eclezial, sigur, poate fi biserica, dar poate și un spațiu adiacent bisericii, în care se continuă aprofundări și anumite particularizări ale registrului religios, ținând cont de anumite aspecte specifice indivizilor, comunității respective și așa mai departe. Și care pune accentul mai ales pe profesarea și pe aspectul acesta al credinței. Deci putem, la nivelul bisericii, să directivăm, să avem în vedere mai mult decât în școală acest talent care este credința intimă a copilului, a maturului, pentru că, vom vedea, grupul de referință este mult mai complicat, mai heterogen și atunci acțiunea și ele trebuie să fie mult mai, mă rog, un evantai de ordine de metode mult mai larg. Și acum, după ce am făcut această precizare legată pe de-o parte de educație religioasă și de altă parte de cateheză, trecem la instalarea celor criterii legate de mai întâi finalitățile. Finalitățile pe care le au cele două parcursuri, în primul rând, la nivelul școlii, știți prea bine că aceste finalități sunt preconizate prin documentele școlare, care sunt aflate la nivelul programelor școlare, programelor de religie. Ele se definesc ca niște ținte, sigur, cu anumit nivel de generalitate. Au ființat până acum obiective cadru și obiective de referință. Acum se operează, știți prea bine, cu competențe generale, competențe specifice. Aș zice că, sigur, la nivelul acțiunilor concrete trebuie să și operaționalizăm, adică să derivăm fiecare dintre noi și obiective concrete care pot fi atinse, realizate, măsurate la nivelul fiecărei activități didactice. La nivelul catehezii, scopurile acestea sunt dimensionate circumstanțial. Dacă la nivelul obiectivelor la religie avem un cadru unitar la nivelul țării, da? La nivelul catehezei trebuie ca preoți, sigur, să identificăm scopul celor care se pretează grupului de referință și populației asupra căreia acționăm. Avem în vedere faptul că lucrăm la nivelul unei comunități foarte concrete. Și atunci țintele pot fi variabile de la un spațiu la un spațiu la altă și așa mai departe. Sigur că la nivel de eparhie să fac anumite, să gândesc anumite strategii și chiar sunt la unele eparhii planificări sau chiar programe de catehizare. Ele pot fi luate ca niște puncte de referință, dar preoții le pot particulariza funcție de specificul locului și specificul problemelor cu care se confruntă. 2. Cadrul în care se realizează acțiunea neformală. E clar, la nivelul catehezii avem biserica și spațiul aferent. Sigur, mai pot fi dezvoltate și alte tipuri de activități care, într-un fel, presupun dizlocarea, trecerea noastră cu grupul de elevi, de tineri, nu știu ce, în perimetrul social, comunitar. Dezvoltăm acțiuni caritabile, asta înseamnă că ne ducem undeva, facem ceva într-un alt loc. Dar, sigur, e un fel de extensie a spațiului eclezial. În ce privește locul în care se face educația religioasă, sigur, în mod clasic, este sala de clasă sau cabinetul de religie, un spațiu care, sigur, poate fi amenajat și aici e nevoie de multă creativitate și persistență chiar din partea noastră pentru a duce la cap, pentru a amenaja astfel de spații. Sigur că unele tipuri de activități cu caracter școlar pot fi realizate și în afara clasei, să spunem așa, într-un alt timp,
mă rog, mă refer la activități de caracter extracurricular și, sigur, prin realizarea unor activități, gen excursii tematice, vizite la biserici, la așezăminte monahale și așa mai departe, care au un impact direct asupra cunoașterii și profilului comportamental al elevului. 3. Modalitatea dominantă de relaționare. Pe de o parte, la nivelul catehezic, sigur că aici relația este mult mai flexibilă. În sensul că e bine să dezvoltăm cei care fac catehezic relații mult mai particularizate și individualizate uneori, pentru că avem de-a face cu probleme uneori mai personale și atunci rezolvarea lor nu poate fi făcută chiar în văzul tuturor, într-un public, dar e vorba de apropierea pe care trebuie să o gestioneze preotul în raport cu cel care urmează să fie caracterizat, format, în sfârșit, în această direcție. Deci vreau să spun că relațiile sunt mult mai ferești, mai largi, mai flexibile în cateheză, în raport cu relația didactică, care este o relație preformată, cum să zic așa, e o relație diriguită de canoane, de o serie de reguli de ordine deontologic, nu intru aici în... Deci apropierile nu pot fi realizate, apropiere nu vorbesc din punct de vedere fizic, da? Dar nu pot scotoci eu ca profesor pe așa de religie în legătură cu intimitatea unui cea mai adâncă și așa mai departe și să-i etalez în fața clasei, așa ce gândește și crede un elev la un moment dat. Aici apare un reglaj, să spunem, și o anumită nouă. Gradul de autonomie a formatorilor și formațiilor. Sigur, autonomia de ordin executor, punerea la acțiunilor pe care le prefigurăm fiecare dintre noi. În cazul educației religioase, avem de-a face cu autonomie a profesorului un pic mai limitat. Limitată pentru că se prefigurează din capul nostru programe, conținuturi și mai departe, pentru că acționăm într-un cadru formal care ne obligă la un tip de comportament, școala, respectăm reguli, nu știu ce. Dar, în același timp, trebuie să avem și o anumită marjă de libertate, cum am spus, să prefigurăm, conținutul, să articulăm activități convenabile și așa mai departe. În ce privește autonomia celor care prefigurează programul de formare la nivelul bisericii, aceasta este mai largă, mai mare. Pentru că ei se pot mișca pe un diapazon mai larg de tipuri de activități, de tipuri de conținuturi, de valori pe care le pot promulga și așa mai departe. Mai ales că ei în anumite momente joacă și rolul de sacerdoți, de preoți, de duhovnici. Sigur, registrul acesta este continuat prin celălalt exercițiu învățătoresc, pentru că biserica are și această funcție de a pune la dispoziția inoriașilor învățători, de a decripta și de a interpreta, să spunem, de a lămuri, de a edifica credincioșii în direcția valorilor de bază. Că, sigur, e bine ca unul să aibă comportament, să exterioreze un tip de comportament, dar să și interiorizeze importanța valorilor pe care le-a interiorizat. Avem nevoie de o credință informată și una oarbă care să se bazeze pe mimetism, pe, știu eu, congruite din acestea care nu întotdeauna sunt congruente cu valorile adânci, interiorizate. 10. Modalitățile de realizare a feedback-ului și de întărirea condițiilor achiziționale. De pe felul cum se face evaluarea. Sigur, la nivelul școlii, la religie, apelăm la același evantai de forme, strategii de evaluare, instrumente de asemenea pe măsură, le realizăm noi sau le primim din altă parte, sunt feluri de teste, mai departe, sau sunt programe, vedeți că acum
poate preda religia sau să-i vență, avem o temelă la religie și cu ajutorul calculatorului. Sunt platforme, aer inclusiv, care conțin și astfel de lecții. Și bine să apelăm din când în când, deci nu ne substituim noi și activitățile noastre curente, față în față cu astfel de strategii. Dar din când în când e bine să apelăm, mai ales că acolo sunt construcții destul de inteligente în ce privește feedback-ul, realizarea unei valori sau, mai bine zis, autorii valori. E, sigur că la nivelul bisericii, la cateheză, nu facem ascultare, nu facem evaluare, nu punem note, dar niște semne, niște întăriri trebuie să trebuie în calitate de preoți, adică să-i... De ce? Pentru că actul acesta feedback-ul are un rol motivațional. În primul rând, el captează niște informații în legătură cu starea, nivelul la care a ajuns, în legătură cu cunoașterea ceva sau facerea ceva. Și în al doilea rând, pentru că omul, oricât de matur ar fi, are nevoie de semne din partea celui din jurul său. Că a realizat așa la acesta, că mai a făcut ceva, că n-a făcut bine și așa mai departe, că a făcut foarte bine. Deci chiar și lauda este binevenită pentru că are un rol motivațional. N-aș ocoli nici motivația extrinsecă, prin întăriri chiar și de altă natură, la nivelul bisericii. Prin, nu știu, ajutarea acelor copii, chiar și primele materiale, care dau dovadă de interes, de implicare, nu știu ce, și cu chestiuni, dacă vedeți, materiale. Un geam, mă rog, geam. Un bomboan, un ciocolată, un caiet, un creion, un pic, și așa mai departe. Și unde putem aboli, pentru că au și acestea funcționalităților, inclusiv în primele psihologi, motivațional, acțional, atitudinal. Și, în fine, 11, raportul față de cult a educației religioase și respectiva cateheză. Deci, cultul bisericii, sigur că el se dezvoltă în biserică. Sigur, el nu se poate prefigura și la cateheză sau în educație religioasă, se poate discuta despre el. Se poate, exemplu, mă rog, se poate comenta, se poate interpreta, să spunem așa. Dar cultul întotdeauna este un element de referință pentru dezvoltări tematici, atât în cazul catehezei, dar și în cazul, cât și în cazul educației religioase. Am făcut parte din comisia care a lucrat la programa de religii clasele 5-8. Și acolo s-au prefigurat și am ținut și eu și alți colegi care au făcut parte din această echipă să prefigurăm și elemente, să spunem, de ordine culte, care trebuie și acestea să fie prezente la nivelul lecției. Să discutăm despre importanța, semnificația a ceva, a Sfintei Liturghii, a unei secvențe sau alte să spunem, ritualuri religioase, în acestea autentice, care să fie, cum să zic, să se raporteze elevii, nu numai prin intrare, practicarea cultului, dar și prin, să spunem, o raportare prin reflecție, prin cunoaștere și prin interpretare, prin valorizare. Pentru că e nevoie și de această raportare prin cunoaștere la cultul și la valorile specifice registrului religios. Sigur că ar mai fi și alte criterii de analiză și de, mă rog, elemente de referință pentru a discuta despre cele două proiecte formative, cateheză și educație religioasă. Concluzia este că cele două parcursuri sunt corelative, sunt continue, prezintă similarități foarte multe, dar și specificități. Este bine ca fiecare actor în perimetrul său de acțiune și în limitele competenței lui să maximizeze aceste valențe formative, pentru că formarea religioasă este foarte importantă și ne salvează din multe situații. Unele, mă rog, circumstanțiale, dar ne acordăm la cele pe termen lung și valoarea ultimă și ținta ultimă a formării religioase este mântuirea noastră, perfectarea noastră necontenită, în așa fel încât să, atunci când batem la momentul 4, să ne se deschidă.
Mulțumesc, Papu. Mă mărturisesc sincer că inițial îmi pregătisem câteva lucruri pe care doream să le spun, dar cu siguranță îmi voi găsi în cuvântul meu, sper să ating tot ceea ce mi-am propus. Mă bucur foarte tare că suntem împreună la Bacău, la un simpozion, consider eu, foarte important pentru învățământul românesc. Așa cum scrie, cum frumos scrie acolo, Sfântul Ioan Gură de Aur, model de dascăl creștin. Spun că e foarte important pentru sistemul de învățământ românesc, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur este cel care ne inspiră și a inspirat foarte mult, și a inspirat pe foarte mulți pedagogi, pe foarte mulți dascăli, pe foarte mulți profesori și încă ne mai inspiră și inspiră în continuare pe cei care doresc să fie inspirați de acest mare sfânt al Ortodoxiei, care a făcut foarte, foarte multe lucruri, atât în vremea lui, cât și iată, în vremurile noastre. Am venit astăzi la Bacău să fim împreună, să vorbim, să comunicăm împreună, să îi felicit pe profesorii de religie din Bacău și nu numai pe profesorii de religie din Bacău, și pe ceilalți profesori din Bacău pentru misiunea și pentru activitatea pe care o desfășurați zilnic la catedră, pentru lucrurile frumoase pe care le faceți cu elevii din sistemul de învățământ românesc, pentru activitățile pe care le desfășurați atât cele zilnice, dar și activitățile extra-școlare, așa cum sunt ele cunoscute, și pentru toate activitățile pe care le desfășurați. Și să vă spun că munca dumneavoastră și efortul dumneavoastră nu trebuie neapărat să fie, sau cu siguranță nu căutați ca efortul dumneavoastră și munca dumneavoastră să fie neapărat răsplătită imediat, și bineînțeles în același timp recunoscută, să spunem, de anumite autorități sau de anumite persoane. Și cu siguranță căutați ca efortul dumneavoastră și munca dumneavoastră să fie răsplătite de elevii și de părinții pe care cu care dumneavoastră relaționați. Și bineînțeles că cea mai mare bucurie pe care o are un profesor, un dascăl, este atunci când eleful pe care l-a pregătit, atunci când termină școala, ajunge un adevărat om, ca să spunem așa. Un om în societatea noastră de astăzi. Cu siguranță nu vreau să insist foarte mult pe faptul că în februarie, așa cum s-a spus și în deschidere, profesorii de religie au trebuit să treacă prin acel referendum, cum deja este un cuvânt foarte, foarte consacrat. Și vreau doar să vă spun tuturor că profesorul de religie este la fel de important ca și profesorul de istorie, că sunt aici domnul profesor de istorie, ca și profesorul de matematică, ca și profesorul de celelalte discipline pe care le avem în sistemul de învățământ românesc. Chiar aș putea să-mi permit să spun că profesorul de religie este mai responsabil decât ceilalți profesori de soarta și de sufletul copilului pe care îl formează. De ce spun lucrurile astea? Pentru că cu toții știm că fiecare om este ființă dihotomică, formată din trup și suflet. Și cu siguranță că așa cum zilnic ne preocupă partea trupească, așa este normal și firesc ca zilnic să ne preocupe și partea spirituală. Profesorul de religie trebuie să îmbine cele două lucruri și profesorul de religie este cel care sădește în inima copilului dragostea față de aproapele, binele, frumosul, cel care îl formează cumva pe tânăr din punct de vedere spiritual. Bineînțeles, împreună cu preotul din parohie, cu comunitatea, cu familia, cu ceilalți profesori care contribuie la formarea lui profesională, ceea ce este foarte important. De aceea, misiunea, să spunem așa, sau
presiunea pe care o are profesorul de lege, din punctul meu de vedere, este mult mai mare decât presiunea pe care o are profesorul de cealaltă materie. Da? Dacă avem un elev care termină liceul sau termină școala generală și nu este foarte bun la o anumită disciplină, da? Cu siguranță va reuși să se descurce în viață. Dar dacă vom avea un elev sau veți avea elevi pe care v-au trecut prin mâinile dumneavoastră și care odată ce au terminat școala și au făcut ora de religie, nu ați reușit să le transmiteți mesajul de iubire, mesajul acela de a-L căuta pe Hristos, da? Și reușiți să-L îndepărtați de biserică sau să-L îndepărtați de Hristos, mai bine zis, atunci cu siguranță va trebui să vă pune, să-și pună întrebarea cei care se confruntă cu astfel de lucruri, care este rolul prezenței profesorului de religie în școală. Să știți că în ultima perioadă și ultimul timp am discutat cu foarte mulți profesori din România, pentru că am călătorit și umblu destul de mult în țară. Mă întâlnesc cu foarte mulți profesori, m-am întâlnit cu foarte mulți profesori de religie. Cunosc problemele, să spunem, din sistemul de învățământ românesc. Cu siguranță, multe dintre ele țin și pot fi rezolvate, să zicem, din punct de vedere administrativ, dar sunt destul de multe lucruri care țin și vor putea fi rezolvate prin efortul dascălilor și prin efortul părinților și, bineînțeles, cu înțelegerea părinților. Vă spun asta și din perspectiva de părinte. Pentru că eu consider foarte mult că părinții trebuie să fie prezenți în școală și să facă parte și să țină legătura îndeaproape cu profesorul. Pentru că în acel moment când va exista acea colaborare între profesor și părinte, între părinte și profesor, părintele este prezent în școală. Cunoaște problemele din școală. Cunoaște situația școlară. Cunoaște efortul pe care îl face profesorul în formarea copilului. Și atunci, acel părinte care vine în școală, și bineînțeles, aici trebuie toată lumea să înțeleagă, și inclusiv directorii de unități de învățământ, directorii de școli și profesorii, că nu trebuie să existe o distanță impusă între director, profesor, diriginte, să spunem, și părinte. Distanța artificială, la modul că eu le știu pe toate și vin eu și dau lecție părintelui, cum se întâmplă din nefericire la foarte multe ședințe cu părinții. Da? Ci trebuie să existe o relație de colaborare, de co-responsabilizare, să-l responsabilizăm pe părinte, chiar dacă este stresat de jobul lui, că atunci când vine la școală să vină într-un mediu plăcut. Marea majoritatea părinților cu care am vorbit întotdeauna sunt stresați când aud: vai, am ședință cu dirigintele. Sau vai, am ședință la fiime la școală. De ce? Pentru că atunci când ajunge într-un mediu care pentru el nu este sigur, e un mediu pe care nu se stăpânește, și vine la școală și spune că, ok, dirigintele o să vină să spună cuvinte mai puțin plăcute despre copilul lui, într-o clasă în care sunt încă 30-40 de părinți, deci într-un fel sau altul face cumva de îl laudă sau îl zmerește, să spunem așa, da? Da? Îl pune puțin la colț, că o percepe în modul ăsta. Deci, pleacă de la aceste întâlniri cu anumite traume, pe care, bineînțeles, că le transmite imediat în școală. De aceea, eu spun că școala va trebui să, și când spun școală, spun în primul rând directorii și profesorii trebuie să-și regândească relație funcțională pe care trebuie să o aibă cu părinții. Și aici închid partea de relație cu părinții și, de asemenea, profesorii consider că avem de lucru pe această parte în a ne construi o relație autentică între profesor și elev. Să știți că trăim vremurile pe care le trăim și nu mai putem, profesorul nu mai este acea persoană care vine, spune niște lucruri, da? Este cel care dă sentințe, ca să spunem așa, cum era odată, a spus profesorul nostru de istorie, așa au rămas lucrurile. Nu mai contestăm dacă s-a întâmplat în 1909 răscoala din 1907 sau s-a întâmplat, da? Deci s-a spus, așa a rămas. E, în zilele noastre, pentru că elevii au acces foarte mult la informații,
Profesorul este cel care contează foarte mult relația care trebuie să existe între elev și profesor. Și da, profesorul trebuie să aibă abilitatea ca atunci când greșește, atunci când transmite o informație care nu este completă, are trebuie să aibă această capacitate să spună da, a fost o eroare de la mine, am greșit. În momentul ăla contează enorm de mult pentru un copil, pentru formarea lui ulterioară, din punct de vedere psihopedagogică, să vadă că profesorul lui, care spune, dom'le, profesorul meu, cel care mă formează, vine și spune, da, și eu sunt om, și eu sunt supus, și la un moment dat și eu greșesc. De aceea, mesajul meu către profesorii și, în general, către profesorii de lege este atunci când avem anumite, săvârșim anumite erori, care sunt, repet, normale și firești în partea de metodică a predării, să spunem, sau în anumite lucruri, informații pe care, eu știu, le-am perceput la un moment dat sau pur și simplu nu le mai știm, să avem puterea să ne le recunoaștem. Adică să ne recunoaștem greșeala, inclusiv în fața copiilor, că nu ne știrbim din marea noastră autoritate spunând că, domne, dacă eu n-am știut, 2 plus 2 dau 5, scrie domnul profesor pe tablă și toată lumea spune, da, așa este, dar noi toți știm că este avem cu totul alt rezultat. De aceea, dacă construiți această relație autentică, o relație nu neapărat de subordonare, eu sunt conducătorul suprem, eu sunt atot știutorul și eu sunt cel care, dacă nu ești cu minte, catalogul, voi avea grijă de tine în catalog. Deci, trebuie să mutăm centrul de greutate de pe catalog, cum era pe vremea noastră, adică dacă ne dorim să ținem sala, să-i ținem în priză, să spunem așa, să fie atenți la noi, trebuie să mutăm lucrul ăsta pe informația pe care noi o transmitem, pe lucrurile pe care noi le spunem, pe lucrurile pe care noi le transmitem către ei. Da? Nu mai ține, pentru orice materie am avea, să, cu toții am avut profesori pe care îi ține minte toată viața și poate unii dintre ei ne-au produs traume cu care o să mergem cu ei, cu ele în cealaltă lume. Da? Dar traume pe care greu le vom uita. Dar în aceste vremuri trebuie să înțelegem, eu, cel puțin copiii noștri nu pot să mai treacă prin aceleași tehnici de a impune un anumit lucru. De aceea, indiferent de materia pe care o predăm, dar mai ales la religie, nota nu contează. Am spus-o și o spun în continuare pentru că, repet, sunt în contact cu foarte mulți părinți. În general, marea majoritate dintre ei s-au plâns pe ideea că, vai de mine, copilul meu a fost la religie și din cauza la religie, acum când este în prag de capacitate sau acum când e așa, i s-a scăzut media pentru că avem un profesor care este foarte sever cu ei. Da? Le dă zeci de pagini să conspecteze, îi pune să vină cu tot felul de eseuri. Bun. Ora de religie, sau religia în general, ca materie, și la fel ca și celelalte discipline, în aceste perioade pe care, în acest secol pe care noi îl trăim, nu mai este nu trebuie să fie o materie care doar să transmită o informație. Informația pe care dumneavoastră o transmiteți, la orice disciplină. Elevul din zilele noastre poate să o găsească doar printr-un search pe Google. Da? Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. De aceea, informația cea mai importantă pe care o puteți transmite este aceea de a relaționa cu ei sufletește. De a le comunica, de a trăi în primul rând ceea ce spuneți. Da? De a vedea în dumneavoastră oamenii aceia care trăiesc în primul rând ceea ce spun și prin faptele pe care le faceți de zi cu zi, da? Îi întăriți pe ei și le arătați că, de fapt, asta este materia pe care o predați, o materie a iubirii. Dacă un profesor de religie, întotdeauna când vine la ora de religie, este stresat, este obosit, este încruntat de grijile pe care le avem cu toții, de grijile zilei, da? El asta transmite. Vedeți foarte bine și știți lucrurile astea. Un profesor care zâmbește, un profesor care vine în clasă zâmbind, un profesor care întotdeauna întreabă pe copii, cum vă simțiți? Da? Întotdeauna este altfel legat, altfel conectat
cu copiii. Da? Poate că, de ce nu chiar la un moment dat, la început de oră, o glumă, o glumă în a-i scoate puțin din starea lor aceea de stres. Să știți că copiii noștri la școală sunt foarte stresați. Și nu o spun eu, o spun studiile care sunt făcute în România. De ce? Pentru că au o presiune acasă, destul de mare, că trebuie să obțină rezultate. Sunt părinți care investesc foarte mult în formarea lor și atunci vor rezultate imediat. Olimpiade, concursuri, toate cele, știți dumneavoastră, din clasa 0 o luăm cu toate cele, dar de la clasa 0 până la clasa, până intră în câmpul muncii, că și la facultate au acum, da? Tot au tot felul de pe lângă ore au tot felul de concursuri și tot felul de evaluări. Sunt bune și acestea, da. Dar, repet, pentru ei foarte, foarte multă presiune, foarte multă presiune pe ele. Și atunci e foarte greu să-și întărească cumva rolul acesta să-și rezolve problema, mai ales cu stima de sine, în rândul elevilor din România. Nu vreau să insist foarte mult pe metodica predării, că aici a insistat domnul profesor. Doar vreau să punctez partea de perfecționare la care eu consider că este foarte important ca profesorul de lege să beneficieze și avem nevoie de profesori de lege bine care să participe la cursuri de perfecționare, spun eu, autentice. Nu mai mergeți la cursuri de... a trecut vremea aceea în care aveați nevoie doar de diplome. Mergeți la, căutați-vă foarte, foarte, foarte serios cursurile de formare, acelea la care cu adevărat vă formați și care cu adevărat contează pentru dumneavoastră. Știu că cu toții trăim într-o vreme în care vrem să ca lucrurile să întâmple repede, dar mergeți acolo unde cu adevărat învățați ceva și puteți la rândul dumneavoastră transmite. Partea de manuale a insistat aici, a spus domnul profesor Cucoș, doar vreau să spun că în aceste momente se fac niște lucruri importante, au apărut manualul de clasa 3-a, de clasa 2-a. Înțeleg că în perioada următoare o să apară și manualul de clasa 1-a, poate că până la finalul anului școlar, cu siguranță vom avea probabil în sistemul de învățământ românesc. Ați văzut că clasa 3-a este un manual care are o altă, cu tot o altă abordare, mult mai prietenoasă și mult mai apropiată. Vă încurajez foarte tare să desfășurați foarte multe activități extrașcolare. Încercați să vă apropiați elevii prin astfel de activități. Încercați să aduceți copiii în biserică. Știu, veți spune foarte multe dumneavoastră, e greu. Metodologia, ministerul, inspectoratul. Nu ne lasă, ne cer foarte multe, foarte, foarte multe documente. Știm bine că atunci când îți dorești un lucru, lucrul ăla se poate întâmpla. Da? Poate să existe, pe baza parteneriatului pe care ar trebui să existe și cred că există și în Bacău, între școală și parohie, între profesorul de religie și preotul din parohie, se pot face lucrurile astea. Contează enorm de mult asta. Vă spun asta, repet, în calitatea mea de părinte. Am văzut chiar dacă tu ca părinte duci copiii duminică de duminică, dacă merg cu doamna la biserică, văd biserica altfel decât o văd, chiar dacă merg în aceeași biserică. Vă spun că am exersat și am experimentat lucrul ăsta. Văd alte figuri de sfinți, vă sfinții altfel în biserică, înțeleg altceva. Da? Chiar și atunci când merg la cateheză. Da? Una este când merg împreună cu părinții, alta e când sunt ei împreună cu preotul. Îl văd pe preot altfel. Mult mai deschis, mult mai o persoană mult mai apropiată. Da? Relația normală și firească care trebuie să existe între profesorul de lege și parohie este o relație de colaborare. Nici de cum de altfel. Dar trebuie să existe. Trebuie să existe. Și ambele entități, școala și biserica, trebuie să funcționeze cumva împreună. Da? Pentru că partea de formare, să spunem, a elevului, din punct de vedere spiritual, în biserică se desăvârșește, ca să spunem așa. Vreau să mulțumesc în încheiere Asociației Profesorilor de Religie Sfânta Parascheva din Bacău. În primul rând să vă mulțumesc pentru că v-ați înființat.
În momentul ăsta, Iașu a fost și este aici doamna președinte de la Iași, o salut și mulțumesc pentru efortul pe care l-a făcut, a venit până aici. Da? Fulvia a fost cea care a inițiat în România prima asociație a profesorilor de religie pro-relis la Iași. Apoi a apărut Bacău și iată că înțeleg că zilele acestea a apărut cumva și la, și la București asociația, chiar așa se cheamă Asociația Profesorilor de Religie. Eu vă încurajez pe profesorii de religie, știți că există probabil la nivel național un grup de discuții pe Facebook. Chiar vreau să mă întreb, e cineva prezent pe grupul acela? Am fost. Grupul, sau cine mai este? Mai este, ca să spunem. Mai este cineva? Da? Două persoane? Trei? Da? Patru? Da? Vreau să știți că există acest grup și ar fi bine să fiți, pentru că eu consider că este foarte important să existe o comunitate a profesorilor de religie, în care nu să ne certăm, ci să ne spunem, sau putem să ne și certăm, de ce nu, să fie o ceartă constructivă, dar să ne spunem lucrurile și să simțim cumva împreună lucrurile. Da? Pentru că contează foarte mult ca un anumit profesor să spună un anumit lucru, dar inclusiv din partea asta. Eu, anumită oră, am predat, inclusiv să se meargă pe tehnici, să spunem, pe metode pe care, interactive, că tot vorbim acum de lucrurile astea. Da? E nevoie de această comunitate. Să știți că așa cum profesorii de istorie sunt, din punctul meu de vedere, cred că organizația profesională cam cea mai unită în România. Istoria și matematica. A fost. Eu am rămas încă, am rămas cu asta. Nici jumătate din filiale din țară nu mai există. Da? Deci eu am rămas, ca să fiu cu imaginea asta, că profesorii de lege și cu profesorii de matematică, pe partea de organizare, să spunem așa, la tot ce înseamnă parte de și învățători. Da, și învățătorii. Da, învățătorii au un nucleu foarte, foarte important. Spun lucrurile astea ca să întăresc că o asociație a profesorilor de religie din Bacău, să știți că nu este a doamnei Teodora Pleșu sau a celor din conducere. Trebuie să fie a dumneavoastră. Și dacă nu va fi o organizație vie în Bacău, va ține de dumneavoastră să fie vie, sau ține de dumneavoastră să fie o organizație care să fie cumva mai puțin activă. Că inactivă nu va fi, mai puțin activă. Spun lucrurile astea pentru că mi-am dat seama și îmi dau seama ce înseamnă să organizezi un asemenea simpozion. Vreau să-i felicit pe cei care s-au implicat în organizare. Vreau să felicit școala gimnazială Spiru Haret, fostă școala 18, nu? Da. Deci a fost, da. Așa cum o știe toată lumea. Îi felicit pentru modul că s-au organizat și pentru că au organizat această întâlnire și pentru că v-au dat posibilitatea și ne-au dat posibilitatea mie și dumneavoastră să fim la olaltă aici. Da? Vreau să felicit pe Părintele Protopop, care este foarte, foarte, știu că este foarte activ în Bacău și nu numai în Bacău și acord o atenție deosebită profesorilor de religie. Și ăsta este, nu o fac, gestul meu nu este un gest de a-l peria pe Părintele Protopop. Lumea care mă cunoaște știți că eu în general nu fac lucrurile astea, dar țin să întăresc, ca să spunem așa, lucrurile astea, pentru că de cele mai multe ori uităm cumva de fiecare de cei care organizează și avem sentimentul că pur și simplu lucrul ăsta s-a organizat. De asemenea, Părintele Consilier Cultural, reprezentantul un al preasfințitului, eu am vorbit cu un al preasfințitul și dânsul mi-a promis că în măsura în care se va putea și Dumnezeu va face posibil să ajungă, încearcă să ajungă în mijlocul nostru astăzi, dânsul este la o sfințire, a avut programul stabilit, prestabilit din trecut, dar este cumva și are o relație este cumva aproape de dumneavoastră și e normal să fie aici. Și de asemenea vreau să întăresc rolul părinților aici. Avem o asociație, Asociația Părinți pentru Ora de Religie. Domnul profesor Jicu este foarte, a fost activ și este cel care întotdeauna a ajutat și ajută profesorii pe partea aceasta. Îmi doresc foarte, foarte tare ca și în viitor asociația dumneavoastră și dumneavoastră ca profesori de religie să vă manifestați, să fiți mai prezenți în Bacău și nu numai în Bacău, prin activitățile pe care le desfășurați,
să fiți foarte, foarte activi, da? Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc și preoților din Arhiepiscopie. Mă leagă o prietenie foarte de lungă durată, de 25 de ani, de Părintele Florentin Gornicelu și pot să vă spun că a insistat foarte tare să fiu prezent aici și am promis încă de când am primit invitația că voi face tot posibilul să ajung și mă bucur că am reușit să ajung. Și rugăminte mare pe care, un mesaj la încheiere pe care l-am către părinții profesori, cei care mai și predau, preoții care predau, rugăminte mare este: puneți pe primul plan, în timpul săptămânii, puneți orele de religie în relația cu copiii. Știu că provocarea este foarte mare pentru dumneavoastră, știu că e normal, sâmbăta, duminica, aveți activitățile la biserică, știu că atunci când este sărbătoare, dar nu uitați, dacă nu puteți face lucrul ăsta, nu este nicio problemă, mai bine renunțați, decât să lăsați profesorul, să lăsați copiii fără un profesor de religie, dacă știți că nu aveți timp și nu puteți să vă desfășurați activitatea și vă împărțiți în așa fel încât nu faceți nici treabă bună, nici într-o parte, nici într-alta, lăsați pe altcineva. Știu că e nevoie de resurse, ca să spun așa. Dar încercați să faceți lucrurile foarte, foarte bine. Și spun lucrurile astea că știu bine cum stau lucrurile în anumite zone ale țării. Și știu bine cum stau în anumite părți. Nu în sensul că nu se înțelege că preoții care predau, nu predau bine. Sau că am ceva cu prezența preoților în școală. Nu, departe de mine lucrul ăsta. Nu, departe de mine. Dimpotrivă, e foarte bine să fie preot în școală. Dar dacă este în școală, așa cum este și profesorul de lege și cum și ceilalți profesori, trebuie să fie foarte, foarte bun și foarte bine pregătit, așa cum spune Părintele Negula, cum frumos a spus și a spus și la Roma și cum spune peste tot pe unde merge. Îndemnul acela către toți profesorii să mai punem și mâna pe carte, că e important să mai și citim. Da? Și în încheiere vreau să nu uităm și să nu uităm niciodată, să nu uităm cu toți, indiferent ce suntem, că înainte de a fi profesor, înainte de a fi inspector, înainte de a fi consilier în cazul meu de față, sau înainte de a avea altă funcție, să spunem așa, suntem creștini. Și de aici trebuie să plecăm. Atitudinea noastră trebuie să fie una de bun creștin. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că am fost în timp. Părinte Consilier, Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, dragi colegi, îndrăznesc să spun. Eu aș începe în ordine invers. Întâi prin a mulțumi Asociației Profesorilor de Religie pentru invitația pe care mi-a adresat-o de a participa la această întâlnire. Sigur, nu suntem chiar la Oscaruri, dar simt să fac lucrul ăsta pentru că, așa cum foarte bine a arătat domnul Moșoiu, e foarte important ceea ce faceți și că ați reușit să vă constituiți într-o asemenea organizație. Așa este, profesorii de română, spre exemplu, că eu de română sunt, n-au așa ceva, sau au avut pe vremuri o societate de științe filologice care e răposată, ca să zic, ca să nu zic altfel. De ce e foarte important ceea ce se întâmplă și ceea ce faceți dumneavoastră și am aderat și am acceptat cu bucurie să vin aici? Este foarte important în contextul provocărilor la care sunteți și suntem cu toții supuși în ziua de astăzi. Eu vă mărturisesc foarte direct, chiar dacă risc să supăr pe cineva, nu mi-aș dori să fiu în pielea dumneavoastră, nu mi-aș dori să fiu în zilele astea profesor de religie, pentru că sunteți în față, sunteți toată lumea cu dumneavoastră și din punctul ăsta de vedere spun că nu-i prea plăcut și îmi dau seama că treceți printr-o situație destul de delicată și că trebuie găsit acele soluții de a împăca, adică de a mulțumi părinții, de a mulțumi presa, opinia publică, de a vă mulțumi pe dumneavoastră, când greu e pe dumneavoastră. Dar, dincolo de aceste chestiuni introductive, să le zic așa, am ascultat cu mare interes prezentarea domnului profesor Popoș și
În afară de latura științifică, unde n-aveam niciun dubiu, că vorba aia l-am avut, cred, cu toții în bibliografie când eram studenți, am reținut altceva și asta mi se pare cu adevărat important. Pledoaria pentru identitate, pledoaria pentru spiritualitate, pentru că asta, metode, procedee, ore, curriculum, astea le știm cu toții, sau vorba aia sunt cărți, sunt oameni care au scris, dar foarte important este să trecem dincolo de partea asta rigidă, de cadrul ăsta formal pe care îl presupune lecția, școala, învățământul și așa mai departe. Ori tocmai asta face și aporul, pentru că el se bazează pe această triplă legătură între școală, familie și biserică. Și asta e foarte important ca dumneavoastră ca profesor de religie, eu ca profesor de română, dumneavoastră ca preoți, ca fiecare la locul nostru, să nu uităm, să fim oameni și să nu uităm că, de fapt, elevii, copiii ăștia sunt oameni și că vorba lui Ilie Moromete dintr-un roman celebru, ori să șteargă picioarele de tine că n-ai știut să faci din ei oameni. Ăsta e oful lui Ilie Moromete la sfârșitul romanului cu pricina. Dar nu despre asta vorbeam eu. Eu n-am apucat să dau un titlu la timp pentru că a fost o problemă de comunicare, cum se zice în limbajul ăsta modern. Comunicarea mea de astăzi se cheamă, țineți-vă bine, vă rog, Dimensiunea literară a omiliilor lui Ioan Gură de Aur, de la hermeneutica patristică la interpretările postmoderne ale textului biblic. Am să vă rog să nu vă speriați, nu cred că o să am timp și nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră să vă spun chiar prin delete ceea ce aveam de spus. O să punctez câteva aspecte cu permisiunea dumneavoastră. Știu că orele sunt înaintate, vorba cuiva, că fiecare dintre noi are o anumită răbdare și știu asta, că mă mai uit la studenții mei, că mai transmit din când în când câte un semnal și știu când trebuie să mă opresc și când nu trebuie să mă opresc. Sper să reușesc și astăzi, mai ales că, nu, Sfântul Ioan Gură de Aur, din câte știu eu, dumneavoastră îmi puteți confirma că vorba aceea, sunteți mai început decât mine, este nu doar patronul epilepticilor. Eu așa am auzit, nu știu, o fi adevărat? Da, este vindecător. Da, dar am înțeles că este și protectorul conferențiarilor și eu îmi pun toată nădejdea în ajutorul Sfântului Ioan Gură de Aur că o reuși eu să spun ceva, deși nu sunt specialist ca dumneavoastră în teologie, de-aia nici nu o să-mi permit să trag un pic să o trag cu ciurta mea, adică să duc un pic ceea ce înseamnă opera lui Ioan Gură de Aur spre zona literaturii, unde mă simt, vă spun, de un pic mai confortabil. Că eu prima dată acolo am auzit la profesorul meu de literatură veche, Constantin Călin, care ne-a vorbit de scriitorii străromâni și de așa. Eu acolo, în studenție, îmi amintesc că am auzit pentru prima dată. Dar e important, deci, când ne întâlnim astăzi, în primul rând, pentru a crea acest dialog între pedagogi, teologi, filologi și așa mai departe, pentru că ne lovim cu toții de aceste probleme. De-aia eu îmi permit să vă propun o altă lectură a lui Ioan Gură de Aur, o lectură, i-aș zice eu mai degrabă, care să scoată în evidență nu latura teologică, despre care s-a scris foarte mult, despre care dumneavoastră știți cu siguranță mult mai multe decât mine, nici latura argumentativă, pentru că Gură de Aur, știm cu toții ce orator de săvârșit a fost și renumele îi se trage și de aici, ci pe latura asta literară, să-i spun așa. Eu citesc aceste texte și din perspectivă, adică văd în Ioan Gură de Aur nu doar un teolog strălucit, nu doar un orator desăvârșit, ci și un scriitor. Un scriitor în adevăratul sens al cuvântului, în sensul de ficțiune, de literatură, de tot ceea ce înseamnă asta. De unde pornesc? Două, trei sugestii metodologice, foarte pe scurt o să-mi permit. Pornesc de la o carte relativ recentă, semnată de André Lecoq și Paul Ricoeur, care se cheamă Cum să înțelegem Biblia. Și acolo am găsit eu câteva sugestii care mi-au permis și care cred că ne permis, care pot fi adaptate la textele scrise de Ioan Gură de Aur. Pentru că, așa cum arată cei doi autori, și nu numai ei, ci și alți specialiști în teoria lecturii, în teoria literaturii și așa mai departe, textul, inclusiv textul biblic, nu este un text care să aibă, care să fie centrat spre trecut, ci este în egală măsură și un text proiectat spre viitor. Zic ei în felul următor și o să-mi permit un foarte scurt citat. Textul există, la urma urmei, datorită comunității, pentru a fi folosit de către comunitate, pentru a da o formă comunității. Căci și textele acestea, adică textele religioase, au fost redactate ca răspuns la așteptările unei comunități vii. Asta zic eu că e miza și pentru mine ca cititor, să zicem, în calitate de cititor, și pentru dumneavoastră ca profesor de religie, să facem acest text biblic, să-l facem viu, să-l punem în relație și să știm să accesibilizăm pentru o anumită comunitate.
că vorba aia, el nu e, e nu, el, textul biblic nu e o piesă de muzeu, sau chiar textele Sfântului Ioan Gură de Aur. Nu sunt niște texte clasicizate sau clasate sau puse acolo undeva într-un raft și gata, la revedere. Nu. Asta e provocarea, după părerea mea, și nu numai pentru profesorul de religie, și pentru mine, ca profesor de literatură, că știți foarte bine cât citesc și cât nu mai citesc copiii din ziua de astăzi. Și ce concurență teribilă îmi face telefonul și device-urile, tabletele și toate celelalte. Ori, misia sau lupta noastră, asta este, de a accesibiliza întotdeauna acest text, fără să ne mai facem iluzii că putem găsi, știți foarte bine, că de-aia Ioan Gură de Aur este încadrat, la cel puțin, pe o anumită latură, în categoria hermeneuților, sau se vorbește despre o hermeneutică patristică. Da, în secolele 4, 5, preocuparea Sfinților Părinți, asta era de a restabili textul sau sensul originar al, al cuvântului lui Dumnezeu, al cuvântului Biblic. Ori, nu știu dacă, dacă lucrul ăsta se mai poate face astăzi, dacă nu cumva ar fi bine să ne să avem o altă atitudine, o altă abordare a acestui text religios, pornind tocmai de la premisa că, de fapt, Umberto Eco spunea chestiunea asta undeva, că există trei intenții ale textului. Există o intenție auctoris, a autorului, o intenție operis, a operei, și o intenție lectoris, a cititorului. Eu zic că asta, și Paul Cornau arată în teoria lecturii, și specialiști în domeniu arată că foarte important este receptorul, este destinatarul mesajului. Copiii noștri, elevii noștri, în cazul dumneavoastră ca profesor de religie sau în cazul meu ca profesor de literatură. Și atunci textul ăsta trebuie să le spună ceva. Dacă eu rămân pentru un limbaj dintre ăsta corect din punct de vedere dogmatic, fără îndoială că nu vrea nimeni și nici nu se poate face așa ceva să te îndepărtezi de... Dar nu mai există de multă vreme, nu cred că mai funcționează sola, fiind sola Scriptura. Nu. Vrem, nu vrem, trăim într-un anumit context, într-o anumită lume și trebuie să ne redimensionăm discursul, activitatea, ora și așa mai departe la așteptările acestor copii, acestui public. Și atunci, mai când vine vorba lui Tudor Vianus, care spunea undeva că cine comunică, se comunică. Ei, eu l-aș parafraza și aș spune că cine interpretează textul religios, textul biblic, se interpretează pe sine. Dar e foarte important și s-a spus lucrul ăsta. E foarte important sub ce formă le livrez eu copiilor acest mesaj. Ce spun eu? Pentru că în momentul în care le spun ceva și despre mine. Și copiii, asta a spus un reputat pedagog american, învață de la profesorii pe care îi plac. Da, e foarte important, s-a spus aici, să intrăm cu zâmbet pe buze, să mai glumim cu ei, să fim un pic altfel, să nu existe acea teamă, acele bariere de comunicare. Dar nu despre asta e vorba, nu vă țin eu acum cursuri de comunicare sau teoria chibritului, ci aș vrea să mă duc totuși dincolo de această ipoteză de la care pornesc, de la această pledoarie pentru o altă abordare a textului religios. Eu am luat, ca să particularizez, să nu lungesc foarte mult vorba, i-am zis un fel de studiu de caz și m-am oprit la una dintre parabolele pe care dumneavoastră le știți foarte bine. Și asta e o problemă de mare, mare actualitate. Parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Pentru că ăsta este unul dintre reproșurile sau dintre punctele de atac ale celor care astăzi au pus tunurile pe biserică, au pus tunurile pe școală, au pus tunurile pe noi. Ei, întrebarea este, și Sfântul Ioan Gură de Aur are mai multe texte în care vorbește sau în care discută această problemă. Sunt omiliile la parabola despre săracul Lazar și bogatul nemilostiv. Este un text, un comentariu care se cheamă Nu te teme când se îmbogățește omul. Mai este unul care se cheamă Pentru bogăție și pentru sărăcie. Și lista e mai lungă. Știți, cu siguranță mai bine decât mine, diversitatea și bogăția textelor pe care le-a scris Ioan Gură de Aur. Din toată povestea asta, eu aș vrea să mă opresc întâi și întâi la un foarte scurt pasaj în care Ioan Gură de Aur explică ce înseamnă să fii bogat, de fapt, și ce înseamnă să fii sărac. Și cum văd eu lucrurile din perspectiva literaturii în acest caz? El spune așa, nu e bogat cel ce are multe, ci cel ce n-are trebuință de multe. Nu e sărac cel ce n-are nicio agonisită, ci cel care poftește multe. Așadar, iată o mutație posibilă în ceea ce înseamnă reinterpretarea textului biblic, reinterpretarea acestei parabole. Da,
mai ales în lumea de astăzi și firește că trăim într-o lume în care valorile sunt răsturnate, în care banul tinde a fi zeitatea supremă, în care tot mai mult, dar Ioan Gură de Aur comentează frecvent și dă asemenea exemple și ceea ce mi se pare cel mai interesant, o face într-o manieră accesibilă, o face după puterea publicului său de secol 4, de secol 5, de exemple cât se poate de simple, inspirate din lumea în care trăiau ei. Asta mi-a amintit, spre exemplu, de traducerea lui Dosoftei Absalomului, că Dosoftei în principiu a făcut același lucru. Cum zice Mircea Scarat, a împământenit psalmii, a adaptat la realitățile moldovenești. Ei, Ioan Gură de Aur a făcut același lucru și asta este una dintre lecțiile pe care noi le putem desprinde din textele lui Ioan Gură de Aur. Că trebuie să ne adaptăm mesajul și să-l aducem la nivelul copiilor și mai ales la realitățile cu care ei se confruntă. Pentru că altfel, dacă eu rămân încremenit în limbajul ăla de secol 4 sau de secol 16 sau de secol 19, voi vorbi singur și știți foarte bine, și eu întotdeauna teama mea cea mare ca profesor când plec dimineața la școală este să nu vorbesc singur în ziua respectivă, pentru că nu e nimic mai neplăcut decât asta. Apoi, pentru că am decupat de aici 5 semnificații sau 5 idei pe care le desprinde Ioan Gură de Aur din această parabolă. Cea de-a doua se referă la comoara din trupul bubos. Din trupul lui Lazar, care știți foarte bine că stă acolo la ușa bogatului, bubos, vin câinii și îi ving rănile. Ei, Ioan Gură de Aur vede în această imagine, asta amintește de Iov, așa, vede o comoară și spune, da, uite, asta este comoara lui. Suferința pe care o ia aici pe pământ și răsplata de care va avea parte dincolo, după cum se vede și în finalul parabolei respective. Tot Ioan Gură de Aur comentează această parabolă și spunând în felul următor că primul păcat, care e păcatul de fapt? Se poate pune și această întrebare și el vorbește în umilia respectivă. Dom'le, ce e rău că ăla e bogat? Ce e rău să fii bogat? Și putem și noi să fim întrebați, nu? În ziua de azi, oricând un copil vă zice, doamna, dar de ce să fii? Ce e rău dacă ești bogat? Sau că părinții mei sunt bogați? Muncesc, sunt cinstiți, bravo lor! Ei, și atunci se pune întrebarea, ce vină are ăla că e bogat? Sau eu, că sunt dintr-o familie cu posibilități financiare? Hai să o aducem în context, hai să o discutăm la modul concret, pe teorie, așa. Ei, iată răspunsul pe care îl dă Ioan Gură de Aur și spune așa. Primul păcat al bogatului este, nu că e bogat, ci cruzimea și neomenia lui cea neîntrecută. Asta ajunge, nu lungesc. Ei, deci nu că e bogat, nu asta e problema, ci că este neomenos. Că nu-l ajută, că nu dă din prea plinul pe care îl are și îl ia sărman. Ăla s-ar fi mulțumit, ne spune textul lui Luca, nu? Și cu firimiturile care cădeau, dar nici pe alea nu le dădea nimeni. Ei, aici e marea problemă. Și aici se vede subtilitatea interpretării lui Ioan Gură de Aur. În faptul că el mută accentul de pe, nu relația în sine, bogat-sărac. Pentru că așa e lumea și el le explică. El explică pentru publicul lui de atunci. Da, de unde așa e lumea? Unii au mai mult, unii au mai puțin. Nu asta e problema. Ci problema este de atitudine. Ce fac eu cu multul pe care l-am? Sau ce fac eu cu puținul pe care l-am? Și știți foarte bine și cealaltă parabolă cu văduva care, al cărui dar mic înseamnă mult mai mult decât darul unuia care are multe. Așa. A patra idee, și asta e o chestiune chiar filologică, e o chestie de, și cred că ține și de traducerea textului, pentru că el îl vede, bogatul îl vede din iad, nu? Pe Avram, pe Lazar, la sânul lui Avram și îl roagă, trimite pe Lazar să-și înmoaie degetul și să-mi răgorească și mie buzele, că nu știu ce. Și ce îi răspunde Avram? Îi spune, nu, e problema de formă, de cuvânt. Ai luat și nu ai, adică în unele versiuni am găsit ai luat și în unele versiuni am găsit ai primit. Adică tu ai primit multe pe pământ. Ei, diferența asta e o chestiune de mare subtilitate între a lua și a primi. Unii au tradus că tu pe pământ ai primit multe, primitul înseamnă că ți s-a dat de către altcineva, de către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu ne dă numai răul, ci ne dă și binele. Ei, și atunci, întrebarea este cât bine putem duce și cât rău putem duce? Asta e o temă de meditare, asupra căreia ar merita, dar iarăși timpul nu prea ne lasă. Pe când ai luat, și ăsta, și verbul a lua, poate avea două semnificații. Ți-ai luat singur, adică ai reușit tu să fii bogat sau ai luat, pentru că și luatul ăsta poate să însemne cel puțin în limbajul vechi, în limbajul cronicarilor, în limbajul de secol 16, 17, să zicem în Biblia de la București.
Am luat puțin, cum erau versurile alea, despre moartea lui Constantin Brâncoveanu, Brâncoveanu care le răspunde într-o cronică ritmată fiilor săi, și apoi puțintică durere vom lua și apoi ne vom bucura de Dumnezeu, îmbărbătându-i el să accepte martiriul și să nu lepede credința. Ei, deci depinde cum privesc acest verb, a lua, în ce perspectivă îl văd, și asta deja îmi aduce o altă nuanță de interpretare. Și cea de-a cincea idee pe care o selectați, pe care am decupat-o eu din omilia lui Ioan Gură de Aur, este o problemă de onomastică, de identitate. Eu când interpretez această pildă, această parabolă, pot face următoare observații. Bogatul nu are nume. De ce bogatului nu îi se dă nume? Pentru că numele înseamnă identitate. Pentru că el nu contează. Pentru că el nu înseamnă nimic în fața lui Dumnezeu. Neavând un nume, e ca și cum n-ai fi. Deci te duci în focul iadului. Pe când Lazar, după cum știți foarte bine și dicționarele, dicționarul biblic de nume proprii explică foarte clar, Lazar înseamnă Dumnezeu, este ajutor, sau cel ajutat de Domnul, sau îngrijirea lui Dumnezeu. Și atunci, iată că și numele, deja, îmi dă o anumită sugestie interpretativă, adică el este predestinat iertării lui Dumnezeu. Da, aici e sărac, este supus unor încercări, dar va avea parte de ajutorul lui Dumnezeu. Acum, eu care sunt un pic mai, cum să zic așa, mai... pot să zic iconoclast? Cam multe. Dar, în fine, în orice caz, îndrăznesc și eu să mă iau după unul Andrei Pleșu, care, cum știți foarte bine, a scris o carte foarte frumoasă care se cheamă Parabolele lui Iisus, Adevărul ca poveste. Atenție la subtitlul ăsta care e splendid. Adevărul ca poveste. De ce Iisus ne vorbește în parabole? Ei, tocmai pentru că Dumnezeu ne vorbește nu numai norme, nu numai decalog, reguli, porunci, nu. Dumnezeu ne legează și o poveste. Eu văd în Dumnezeu și un mare povestitor. Și atunci, Andrei Pleșu spune că, de fapt, hermeneutul, cel care interpretează textul, are misiunea de a-l pune la lucru, de a-i da nu numai realitatea, ci și posibilitățile lui. El spune că hermeneutul nu este ca sluga aia care, într-o altă parabolă, se dă un ban cu talanții, nu? Și el spune, Doamne, i-am păstrat. Nu, trebuie să îmbogățim textul. Sigur, în limitele sensului teologic, fără a schimba mesajul divin, dar de a-l aduce în contemporaneitate. Și atunci, eu văd în toată povestea asta, când Avram îi spune bogatului că nu, tu ți-ai luat, eu nu văd nicio, adică nu este o teologie a fricii. Nu. Aici e o teologie a dreptății. Ăsta e modul în care citesc eu o asemenea parabolă. Acum, și cu asta mă apropii de final, apropo, ca să revin la dimensiunea literară a omililor, pe zona asta de literatură veche, la noi Eugen Negrici, care e unul dintre specialiștii cei mai redutabili în zona asta medievală, propunea cu 30-40 de ani în urmă o sintagmă și a scris o carte care se cheamă Expresivitatea involuntară, în care spunea că autorii noștri de secol 15, 16, 17 nu sunt ficționari, nu sunt scriitori propriu-ziși, ci pe alocuri scrisul lor, care pornește tot de la biserică, tot de la religie, pentru că religia și școala au stat în strânsă legătură și începuturile literaturii noastre sunt în legătură cu mentalitatea religioasă, pentru că așa a fost și în Occident, așa a fost și la noi. Ei, el spunea că există o expresivitate involuntară. La Ioan Gură de Aur, expresivitatea este voluntară. El știe foarte bine să-și dozeze și el știe foarte bine ce efecte vrea să obțină de la cei care îl ascultă sau de la cei care îl citesc. Mi-am pus aici niște semne de carte, nu o să mai recurg la exemplificările cu pricina care însemna să ne prindă seara, dar doar așa se enumăr câteva dintre procedeile artistice pe care el le folosește. Sunt frecvente comparații plastice, comparații cât se poate de simple. El încearcă să-i facă pe oameni să priceapă. Și la fel au făcut la noi traducătorii Bibliei. Mitropolitul Simeon Ștefan avea următorul principiu și o știți foarte bine. Cuvintele sunt bune, acelea care sunt ca banii. Deci e vorba de puterea de circulație și puterea lor de a trezi în conștiința celui care ascultă sau citește o anumită realitate, de a-l face Dumnezeu să priceapă pe românește. Sunt foarte multe interogații retorice, repetiții, antiteze, adresări directe. Astea sunt modalități ale literaturii. Și modalități nu puse acolo întâmplător, ci folosite cât se poate de conștient. Sempre, Ioan Gură de Aur. Nu e doar un teolog, nu e doar un orator, ci e și în egală măsură pentru mine, care nu sunt teolog, dar eu îl percep și ca un scriitor, ca unul dintre cei mai buni scriitori. Doar o să mai menționez, apropo de parabola asta cu
Bogatul nemilostiv și cu săracul Lazar, ea a trecut și în literatura română. Nicolae Filimon, în romanul lui, primul nostru roman serios din literatura română, Ciocoi, Irei și Noi, are o scenă cutremurătoare. Eu zic că e scena centrală a romanului. Este scena când tatăl, ăsta ajunge Ciocoi, putre de bogat, dă o masă amicilor săi, în care îl întrece în lux, inclusiv pe postelnic cu Andronana Chetuzlu, el dă o masă în care vrea să fie și mai. Și într-adevăr, e o descriere acolo, îți lasă gura apă. Ce mănâncă aia, ce beau, ce lăutari, femei, luxul de pe lume. Așa, ei. Și la un moment dat, vine la poarta casei sale bătrânul său tată, care e pe moarte, care își simte că știu aproape și vrea să-i dea binecuvântarea din urmă și să plece în păcat pe lumea cealaltă. Și el se duce la poarta acolo și întreabă, arnăuții îl opresc. Moșule, pe cine caută? Păi aici locuiește boierul din Pătorică cu tare, da. Și toate bogățiile acestea ale lui sunt, da. Și toți slujitorii ăștia ai lui sunt, da. Păi spune că a venit bătrânul lui tată să-i dea cea... Ăsta aude și ca să nu se facă de râs, că tatăl e de la țară, e amărât, e modest. Și ăsta ca să nu se compromită în fața amicilor săi de petrecere, pune să fie alungat și îl dă afară pe scări. Și zice, eu n-am tată. Rostește cuvântul, fraza asta te cutremură, eu n-am tată. Și atunci, bătrânul tată, când aude chestia asta, zice, Iuda l-a vândut pe învățătorul său, dar niciodată pe tatăl său. Zice, și atunci lansează un blestem, capitolul se cheamă chiar blestemul părintesc. Și culmea e că blestemul ăsta părintesc se va adeveri și în final, personajul va muri la ochna părăsită și în fine tra-la-la. Ei, ideea este că iată cum religia, cum pildele au repercutat, cum au fost asimilate de gândirea colectivă și apoi au trecut inclusiv în literatura română. E semn că sunt multiple legături și că se poate discuta foarte mult pe această temă. Promit că nu o să o fac acum. Concluzie. Două bucăți. 1. Sfântul Ioan Gură de Aur rămâne pentru mine una dintre vocile de autoritate ale Bisericii, tocmai pentru că știu să armonizeze în predicile, în comentariile sale, dimensiunea teologică, dimensiunea persuasivă și dimensiunea literară a discursului. Și a doua concluzie, care ne privește în mod direct pe noi, profesori de română, de religie, de ce om fi, e de fapt o adevărată lecție, citindu-l sau recitindu-l pe Ioan Gură de Aur, eu am desprins următoarea lecție, că singura șansă pe care o avem noi astăzi, dacă vrem să ducem mai departe, apropo de pledoarea asta pentru spiritualitate și nici mai rost sensul, e clar, e de la sine înțeleasă, este tocmai asta, că trebuie să ne accesibilizăm mesajul divin. Fie că e vorba de predici la biserică, fie că e vorba de discursul didactic la ore, cu precizarea că mesajul original trebuie păstrat, dar trebuie să-l adaptăm lumii de astăzi. Mulțumesc! Deci, scrie tocmai pentru că este timpul înaintat. Și să vă regăsești, se regăsește în volumul care este un rod al muncii celor care au dorit să-și exprime gândurile lor în acest volum. Stimate domnule consilier, stimate domnule profesor, practicienii cei care au făcut, practicienii și părinți, doamnele și domnilor profesori, stimați invitați, sunt onorat să particip astăzi la, ca delegat al noastră a Sfințitului Părinte Ioachim, la acest simpozion județean organizat de Asociația Profesorilor de Religie din Bacău, cu ocazia anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din Bacău. În al preasfinția sa, chiar dacă astăzi nu a putut ajunge aici, totuși transmite înalta binecuvântare arhierească tuturor membrilor acestei asociații și de asemenea tuturor celor care sunt astăzi prezenți aici. În continuare, voi da citire unei părți din acest material, care sper să vă placă, intitulat Aspecte ale gândirii teologice a Sfântului Ioan Gură de Aur. Anul 2015 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost ales datorită faptului că, prin viața și activitatea sa, s-a dovedit a fi un apărător al credinței drepte, un învățător al pocăinței, un luminător al familiei creștine și al vieții monahale și un promotor al filantropiei creștine. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a omagiat pe Sfântul Ioan Crisostom și în anul Mântuirii 2007, la împlinirea 1600 de ani de la nașterea sa în Transcendentul Divin.
Personalitatea complexă și universală a Sfântului Ioan Gură de Aur s-a făcut simțită în toate laturile vieții creștine din epoca de aur a Bisericii, epoca în care s-a definit cea mai mare parte a învățăturii creștine universale. Într-adevăr, în galeria marilor corifei ce au statornicit pentru toate timpurile învățătura de credință creștină nealterată, Sfântul Ioan Gură de Aur ocupă un loc de mare cinste. Dacă Sfântul Atanasie cel Mare reprezintă peste veacuri chipul teologului frământat de profunzimile gândirii și tâlcuirii adevărurilor de credință, dacă Sfântul Vasile cel Mare ilustrează modelul cel mai ales al organizării monahale, iar Sfântul Grigorie de Nazia se întruchipează pe misticul dornic de aflarea insondabilei taine a Dumnezeirii, Sfântul Ioan Gură de Aur este prin excelență predicatorul creștin autentic. Arta sa oratorică, iscusința exegetică și întreaga sa operă de înfrumusețare a vieții credincioșilor rămân neîntrecute până în contemporaneitate. Marele corifeu al elocinței și retoricii a făcut din amvonul bisericii locul de unde pleacă lumina lui Hristos pe care întunericul n-a putut-o cuprinde. Este greu să concentrăm în câteva pagini dimensiunea gândirii teologice a acestui mare părinte al bisericii. Putem totuși să trecem în revistă, succint, câteva aspecte din parcursul terestru al acestui om inegalabil, evidențiind câteva trăsături ale înaltei sale teologii. Am ales însă să lăsăm pe alocuri pe Sfântul Ioan să vorbească, fie despre sine, fie despre ceea ce Dumnezeu l-a inspirat să ofere ca moștenire teologică bisericii sale. Am structurat expunerea ce urmează în trei capitole mai importante, viața, opera și gândirea teologică a Sfântului Ioan Gură de Aur. Și mă voi opri doar asupra celui de-al treilea capitol. De asemenea, nu voi mai enunța izvorul bibliografic al citatelor care vor apărea din loc în loc, ci doar pe ele însă. Despre viața monahală. După ce a adus o viață austeră lângă mama sa, frecventând cu regularitate ascheterionului Diodor din Tars, Ioan a trăit ca monah 6 ani după ce a trecut la un eremitism foarte riguros încă 4 ani. Se pare că în această experiență Ioan și-a descoperit vocația sa apostolică în serviciul vieții bisericești comunitare. Scopul său era să înalțe nivelul spiritual al comunității creștine, propunând credincioșilor laici o viață duhovnicească potrivit stării sociale în care se află. Citez. Oamenii din lume și călugării au datoria să atingă aceeași culme a perfecțiunii. Am încheiat citatul. Monahismul și viața de familie sunt două căi ale cunoașterii lui Dumnezeu care pot conduce pe om la mântuire, esențială fiind căutarea iubirii dumnezeiești dincolo de preocupările profesionale sau vocaționale ale omului. Citez. A iubi pe Hristos, asta nu înseamnă a fi mercenar sau a se deda la un negoț oarecare, ci înseamnă a practica virtutea într-o manieră absolută și a face totul pentru dragostea lui Hristos. Am încheiat citatul. Pentru Sfântul Ioan, atât monahismul cât și creștinismul laic trebuie să fie permanent în serviciul comunității creștine în perspectiva împlinirii în Hristos și a mântuirii personale. Și unii și alții trebuie să accentueze prin viața lor datoria de a-L face pe Hristos prezent în viața de zi cu zi și de a-L imita. Datoria apostolatului și predicării Evangheliei prin faptă și cuvânt sunt punctele esențiale ale scrierilor Sfântului Ioan. Citesc. Nu ți este de niciun folos chiar dacă postești, dacă te culci pe jos, mănânci cenușă, plângi neîncetat. Dacă nu ești de folos aproapelui, nu ești nimic. Am încheiat citatul. Viața monahală trebuie să fie semnul stării ideale realizate în manieră absolută în biserică, ce o ajută să depășească orice primejdie și persecuție. Căsătoria și monahismul sunt vocații ce au o identitate foarte bine delimitată și care se respectă în implicarea socială și în viața comunitară. Citez. Pe unii îi sfătuim să facă milostenie, pe alții să se debaraseze de tot ceea ce au. Pe unii îi silim să trăiască în curățenie în căsnicia lor, pe alții să renunțe la căsătorie. Am încheiat citatul. Călugării în biserică trebuie să accentueze dimensiunea profetică, spune Sfântul Ioan, căci ei realizează prin viața lor ascetică ceea ce Hristos recomandă să fie ca Îngerul lui Dumnezeu în cer. Castitatea trebuie să îi angajeze mai mult în răstignirea voii și în slujirea milostivă a Fratelui. Citez. În ce consistă slujirea Îngerilor? A sluji pe Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Deci, monahul trebuie să facă misiunea Îngerilor pe pământ între confrații săi. Am încheiat citatul. Sfântul Ioan pune permanent accentul pe unitatea de duh a călugărilor. De asemenea, pe de o parte, Sfântul Ioan insistă pe lângă laici ca aceștia să trăiască din când în când în liniște pentru a petrece cu monahii, de la care se depind anumite tehnici de înduhovnicire, pe de altă parte, nu este de acord cu petrecerea solitară a monahilor în orașe și sate, în afara mănăstirii.
Le recomandă călugărilor să-și întărească ospitalitatea față de laici, corolarul indispensabil al vieții călugărești. Citez. Mănăstirile sunt niște faruri care strălucesc de pe înălțim pentru ca lumina de departe pe cei care vin, pentru a lumina de departe pe cei care vin către ele. Ajunși în port, călugării invită pe toată lumea să se împărtășească de liniștea lor și din modul lor de viață, am încheiat citatul. 2. Moralismul Sfântului Ioan. Opera Hristos Tomiană are o latură moralizatoare care urmărește îndreptarea și recuperarea omului în relația sa cu Dumnezeu și cu semenii. Acest aspect al operei sale nu trebuie să ne facă a pierde din vedere că Sfântul Ioan face morală doar cu un singur scop, acela de a mări dragostea creștină în comunitatea umană. Citez. Aproape toate instrucțiunile mele nu sunt decât încurajări moralizatoare. Nu ar trebui să fie așa. Voi însă ar trebui să vegheați înșivă la schimbarea obiceiurilor voastre. Nu aplaudați, nu v-am vorbit pentru a vă face să aplaudați, ci pentru a provoca între voi o sfântă emulație. Am încheiat citatul. Invidia contemporanilor din cauza noii ordini morale impuse de Sfântul Ioan a dus la condamnarea lui de către un sinod local de la Stejar. Cuvintele moralizatoarele lui au fost răstălmăcite de opozanții săi în încercarea de a găsi motive care să-l condamne. Citez. Dacă ai păcătuit din nou, din nou fă pocăință și ori de câte ori păcătuiești, vină la mine să te vindeci. Am încheiat citatul. Contemporanii considerau că prin aceste cuvinte Sfântul Ioan încurajează păcatul. Însă acest om care își consacrase viața pentru a extirpa răul, când spune vorbe că acestea se referă la mila lui Dumnezeu care este mai puternică decât slăbiciunile oamenilor. Citez, nu vă deznădăjduiți, poziți-vă de deznădejde. Voi repeta acest lucru de mii de ori. Dacă păcăviți toată ziua, faceți pocăință zilnic. Sigur vei fi mântuit pentru că Domnul are pentru oameni mare bunătate. Speranța mea nu e fondată pe pocăința ta. Pocăința ta nu poate șterge crimele tale, ci mila lui Dumnezeu care se adaugă imediat și care nu are măsură și nicio vorbă nu poate explica. Răutatea ta este omenească și se limitează la tine, pe când mila lui Dumnezeu care te iartă este fără de margini, este infinită. Răutatea omului față de bunătatea lui Dumnezeu este ca o scânteie care cade în ocean și oceanul o înghite. Totuși, oceanul are limite, însă bunătatea lui Dumnezeu este nelimitată. Am încheiat citatul. Sfântul Ioan Gură de Aur, apostolul laicilor. Zelul apostolic al Sfântului Ioan își găsește sursa în doctrina sa despre întruparea Mântuitorului Hristos, dar și în modelul predicat de Sfântul Apostol Pavel. Pentru Sfântul Ioan, orice creștin este cărămidă vie care constituie trupul lui Hristos, unit cu Hristos în comuniune de iubire interpersonală, dar și cu ceilalți confrați de aceeași credință. Sfântul Ioan incumbă tuturor creștinilor sensul creativ al apostolatului, laicii fiind pleroma episcopatului. Voi prezenta câteva texte ale Sfântului Ioan care vorbesc despre acest aspect. Citez. Nu poți îndrepta învățătura bisericii, însă poți avertiza femeia ta. Nu poți predica mulțimilor, dar poți aduce pe fiul tău aici. Am încheiat citatul. Din nou citez. Ceea ce întreține trupul bisericii este împărțirea hranei duhovnicești la toți membrii ei. Membrii care păstrează pentru ei înșiși întreaga hrană fără să o împartă cu ceilalți, se neacă cu ea și neacă și celelalte, și cealaltă parte a trupului lui Hristos. Am încheiat citatul. Sfântul Ioan arată de asemenea modul în care creștinul se poate împărtăși din prezența lui Dumnezeu și cum această prezență poate deveni lumină pentru cei cu care omul rămâne în comuniune. Astfel, pentru a deveni o prezență luminoasă pentru cei din jurul său, omul nu trebuie să împlinească decât un minim necesar, și anume să acceadă în spațiul prezenței lui Dumnezeu, în biserica sălășluirii sale, în locul unde se realizează dialogul orant cu El și, împlinit de lumina prezenței dumnezeiești, să o împărtășească lumii în care viețuiește. Citez. Dacă cineva intră într-un magazin să cumpere un parfum și se oprește puțin, va simți candoarea aromatelor din interior, iar la rândul ei va răspândi în jurul lui un miros plăcut. Cu atât mai mult va răspândi în jurul lui mireasma Duhului Sfânt dacă frecventează biserica. Am încheiat citatul. Cea mai mare durere a Sfântului Ioan, pe când era în exil, a fost atunci când poporul pe care l-a învățat în noua morală a încetat să se mai entuziasmeze de învățătura sa, pierzând sensul cuvântului mântuitor al predicilor sale. Citez. Am fost foarte necăjit când am auzit că atât voi cât și Teofil ați căzut în acedie, adică în lene. Câte unul din voi n-a predicat decât de 5 ori din octombrie, altul niciodată. Acest fapt mă supără mai mult în raport cu starea mea deplorabilă de aici.
În anumite timpuri au fost persecuții, exiluri, tulburări, însă voi sunteți impardonabili pentru că nu susțineți un popor necăjit nici prin prezența și nici prin vorba voastră, am încheiat citat. În alt subcapitol, dimensiunea socială a operilor ioaneice. Dragostea Sfântului Ioan pentru cei săraci este capitolul cel mai important al operilor sale. Dragostea este de altfel chintesența doctrinei hristostomiene, pentru că săracii sunt mădulare importante ale trupului lui Hristos. Cuvintele rostite, mie mi-ați făcut, care se vor auzi la judecată de apoi, au devenit realismul indubitabil al doctrinei Sfântului Ioan. Hristos se dăruiește fiecăruia dintre noi prin chipul săracului. Citez cuvintele acestea, spune Sfântul Ioan, sunt chiar mai adevărate decât proprii noștri ochi. Atunci când vezi un sărac, amintește-ți de aceste vorbe care îți arată că pe Hristos îl hrănești. Am încheiat citată. Toată creștinătatea cunoaște opera filantropică a Sfântului Ioan. El uneori dădea mai mult săracilor decât bisericii, ca instituție. Cel mai mult îl nelinișteau averile bisericești și de aceea dorea permanent ca acestea să revină celor săraci, căci săracii aparțin bisericii, iar aceasta aparține săracilor. Se supăra adesea pe administratorii averilor bisericești. După Sfântul Ioan, bogații sunt nu cei care acumulează bunuri, ci mai ales cei care își administrează, care nu își administrează util bogăția. Citez. Împietrirea voastră obligă biserica să posede câmpuri, bănci, vehicule, cai, măgari. Atașamentul vostru pentru bogățiile lumii a înspăimântat păstorii voștri. Avariția voastră a obligat biserica să-și rezolve și ea un patrimoniu pentru ca văduvele, orfanii, fecioarilor să nu rămână abandonate. În încheia citată. Semnalizăm de asemenea precizarea Sfântului Ioan referitoare la beneficiarii iubirii milostive, la faptul că dincolo de statutul social sau religios al celor săraci, ei poartă în sine chipul lui Dumnezeu și sunt alături de creștini cei pentru care Hristos a jertfit pe Golgota. Citez, fie că săracii sunt păgânii sau iudeii, dacă ei au nevoie de ajutor, nu ezita să-i sprijini, au și ei dreptul să fie ajutați. Prietenia să se întărească între voi, cereți-le în schimb un oarecare serviciu, ca astfel ei să nu se rușineze atunci când primesc ceva. Astfel ei vor fi mult mai destinși și între voi va împărăți libertatea și încrederea. Am încheiat citatul. Un alt subcapitol, ierarhul Sfintei Liturghii. Realismul euharistic al Sfântului Ioan este foarte bine cunoscut. Autorul Sfintei Liturghii, care îi poartă numele, este unanim recunoscut atât în Orientul creștin, cât și în Occident, ca fiind dascălul universal al liturghiei. Comuniunea euharistică, cristocentrismul său, trăirea în Hristos, caracterul indispensabil al elementelor euharistice, Hristos, izvorul vieții veșnice, sunt câteva idei ancore ale teologiei sale liturgice. Nu voi insista asupra acestui capitol, întrucât a fost destul de studiată această parte importantă a gândirii Marelui Ierarh, și voi cita doar câteva pasaje din opera sa pentru a ne edifica asupra gândirii sale liturgice. Citez. Eu vreau să mă dăruiesc total ție. Nu mai vreau să existe ceva între noi. Vreau ca noi doi să devenim unul. Totul se clădește deci pe Hristos, încât El să fie temelie, așa cum vița este pentru mlădiță, și că nimic nu se interpune între noi și Dumnezeu. Dacă a intervenit cea mai mică separație, noi pirim imediat. Căci mlădița trăiește prin Cel ce o unește, și creșterea ei se sprijină de ceea ce o ține. Iar dacă vița s-ar usca, atunci mlădița se usucă nemai având suport și hrană, și de vreme ce nu ne alipim de Hristos sau nu ne agățăm de El, cel mai mic interval ne poate provoca moartea. Scris este, cei care se îndepărtează de tine vor muri. Am încheiat citatul. Un alt subcapitol despre muncă. Epoca noastră științifică în care tehnicile sofisticate modifică condițiile vieții, se interoghează asupra valorilor muncii și poate pentru prima dată în istorie biserica se arată îngrijorată să elaboreze o teologie a muncii. Ea face mai pregnant ca altă dată o anchetă în teologia patristică. Sfântul Ioan Gură de Aur este cel mai cercetat în această problemă pentru că el elaborează câteva trăsături esențiale ale acestui aspect. Însă din textele studiate din acest punct de vedere, Sfântul Ioan practic nu vorbește de munca fizică, însă invită pe cei bogați să respecte și să înțeleagă demnitatea celor care lucrează. Lui însuși îi repugna munca fizică. Iată ce scrie el în momentul în care s-a decis să se călugărească. Citez. Îmi spuneam mereu, dacă nu m-ar fi pus să fac niște munci penibile, spre exemplu să mă trimite la prășit, să aduc lemne sau apă,
Am încheiat citatul. Sfântul Ioan arată totuși stimă față de muncă. Bogații societății antiohiene umileau pe sclavii din subordinea lor, iar Sfântul Ioan îi apostrofează. Citez. Nu ziceți niciodată este un sclav în chinci, sau un cizmar, sau un săran. Nu-i disprețuiți niciodată să nu priviți munca lor ca pe o rușine. Pavel era făuritor de corturi. După ce predica, se așeza să-și practice meseria. Să nu uităm că suntem urmașii pescarilor, fariseilor, făuritorilor de corturi și mai ales acelui care s-a hrănit în casa unui tâmplar. În încheia citată. Sfântul Ioan s-a adresat însă nu doar bogaților, ci și muncitorilor smeriți în efortul cărora a văzut o împlinire a cuvântului Evangheliei, a unei diaconii a faptei mântuitoare. Citez. Vreau ca și robii și roabele, văduvele, sărace, negustorii, hamalii, țăranul, toți să mă înțeleagă. Am încheiat citatul. În predica de la Înălțare, ținută în biserica din Antiohia, Sfântul Ioan salută cu bucurie pe preotul agricultor, care arată prin fapte ceea ce îndeamnă prin cuvânt. Citez. Mă uit în această sfântă zi de mare sărbătoare la prezența fraților noștri coslujitori, care nu reușesc să muncească ca și ceilalți muncitori ai cetății noastre. Sau îi vezi cum înjugă boii, sau în același timp urcă la altar să pălbire sufletele încredințate lor, sau îi vezi cu cosolul în mână, tăind spicele din lan, sau purificând sufletele oamenilor prin vorbele lor, am încheiat citat. Sfântul Ioan nu asemănă nici de cum lucru manual al creștinului conștient de valoarea mântuitoare a muncii sale cu al încercărilor care induc lumea în eroare cu scamatoriile lor. Citez. Diogene nu-i mai plăcut ca fachirii care închid cuie sau își mănâncă opincele. Orice muncă care nu aduce roade nu trebuie lăudată. Am încheiat citatul. Antropologia cristostomiană situează omul între Dumnezeu, Pantocrator și lumea creată de el. Tendința eschatologică a Sfântului Ioan îl face să afirme adesea cu tărie că sfârșitul omului nu înseamnă ridicarea unei cetăți terestre trecătoare, ci a uneia care să ne ajute pentru viața veșnică. Fiecare trebuie să lucreze ca și călugării în mănăstire, fără să se îngrijească de cele trecătoare ale vieții acesteia, ci privind spre eschaton și exercitându-și atenția și efortul în vederea construirii cetății spirituale. Rugăciunea este lucrarea care face să se întărească cetatea cerească. Citez, nu vă cer să rămâneți 7-8 zile fără să lucrați. Dați în totul 2 ore pe zi, restul păstrați-le pentru voi. Am încheiat citatul. După Sfântul Ioan, orice creștin trebuie să aibă o profesie. Să îmbine lucrul mâinilor cu lucrarea cea ascunsă a inimii, munca fizică cu cea spirituală. Citez, Biserica lui Dumnezeu se scoală în mijlocul nopții să-i oferi lui Dumnezeu jertfă de laudă. Deci scoală-te și tu. Vei obiecta, sunt obosit, am lucrat toată ziua, nu pot să mă scol. Oare oboseala ta se compară cu a metalurgistului, care lucrează din greu în cea mai mare parte a nopții? Deschideți, deci, un atelier spiritual, nu pentru a fabrica ceaune sau clădiri, ci pentru prelucrarea sufletului, care zace în noaptea păcatului. Aruncă-l, deci, în creuzetul spovedaniei. Am încheiat citatul. Dumnezeu a dat omului pământul ca să lucreze și să-l stăpânească sub mâna binecuvântătoare a Creatorului. Sfântul Ioan zice că înainte de toate omul trebuie să aibă grijă ca să participe la viața bisericii. Orice efort sau lucrare este necesar să poarte prezența binecuvântată a unui spațiu ce mijlocește. Citez. Nimeni să nu aibă o proprietate de pământ fără biserică. Credeți că eu este o cheltuială fără rost? Construiți o biserică, fie ea modestă și mică. Moștenitorul o va lărgi și mări. Am încheiat citatul. Un sat care are o bisericuță seamănă cu paradisul lui Dumnezeu. După două teme asupra muncii, primele gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur. 1. Întreaga creație este oferită în dar omului. Și 2. Omul oferă, în schimb, chipul său transfigurat lui Dumnezeu. Citez. Atunci când creația a fost încheiată, când nu mai era nimic imperfect, când totul era terminat, timpul și-a cerut capul, cetatea, conducătorul, creația, regele său, adică omul. Această mică ființă, omul, care măsoară câteva palme, atât de inferior animalilor ca ființa bună, Dumnezeu l-a înălțat mai presus de tot ce există, dându-i rațiune, un suflet rezonabil și făcându-l coroana creației întregi. Am încheiat citatul. Termenul de chip al lui Dumnezeu, cu care este ontologic înzestrat omul, este înțeles de Sfântul Ioan a fi similar cu puterea de guvernare. Citez. Ceea ce este Dumnezeu în ceruri, așa este omul pe pământ, referindu-mă la puterea de guvernare. Am încheiat citatul. Dar și creația supusă omului cântă de asemenea laudă lui Dumnezeu. Citez. Totul este în slujba omului, adică
după chipul său. Însă creația nu cinstește ființa umană, ci în ea se întrevede semnul Creatorului Ceresc. Am încheiat citat. Găsim și alte notații asupra nobleții muncii. Însă Sfântul Ioan le raportează pe toate la dărnicie, la slujirea săracilor și a aproapelui, a celor care sunt în primejdii și în necazurile vieții. Citez. Uitați-vă la albine, că sunt cele mai deosebite dintre toate insectele. Nu pentru că sunt bune lucrătoare, ci pentru că ele lucrează și pentru alții. Păianjenul lucrează și el atunci când își țese spânza, însă lucrarea sa nu este nici de cum profitabilă. Am încheiat citat. Bineînțeles că sunt și multe alte trăsături ale învățăturii Sfântului Ioan, care au scăpat abordării noastre, întrucât Sfântul Ioan, ca și Sfânta Scriptură, este inepuizabil, opera sa acoperind o tematică teologică generoasă. Ceea ce am prezentat în acest succint studiu, am considerat că este mai adecvat pentru tema aleasă de Sfântul Sinod din dezbatere pentru anul acesta comemorativ. Binecuvântăm inițiativa profesorilor de religie de a organiza un simpozion închinat Marelui Catehet al Creștinătății, Sfântul Ioan Chrisostom, și apreciem, de asemenea, efortul depus de membrii și simpatizanții Asociației Profesorilor de Religie din Bacău, în vederea dinamizării actului didactic în cadrul orei de religie, printr-o activitate de mare perspectivă și actualitate și adăluire exemplară. Mulțumesc.